să-l sun acum sau cum? Ne băgați în gura. Păi nu ne băgați în gura lor, că tot dumnealor ne plătesc. Nu de la primărie venim, de acolo am luat și interviu. Datoriile municipalității din Moreni-Dâmbovița către furnizorii de gaze naturale și electricitate se ridică la peste 6 miliarde de lei, de la începutul anului și până în prezent. Datoria către furnizorul de gaze este de 37.198.891 de lei, motiv pentru care societatea a decis istarea alimentării cu gaze către primăria Moreni. Grădinița numărul 2, școala generală numărul 4, biblioteca și biserica Sfântul Dumitru. Avem o situație foarte delicată privind plățile facturilor la utilități și avem atât la gaze cât și la energie electrică restanțe. Am cerut chiar acum o situație de la compartimentul de specialitate până în septembrie, cred că vom reuși, vom achita aceste restanțe pentru că intră sezonul de iarnă și avem probleme. Avem un buget destul de restrictiv. Biblioteca a rămas din data de 17 mai anul acesta fără gaze, ne-au sigilat pentru neplată, dar nu afectează cu nimic activitatea bibliotecii, întrucât vremea se îmbunătățește și avem asigurarea din partea primăriei că până la sfârșitul lunii septembrie se vor remedia aceste probleme, se va plăti și vom intra normal. Municipalitatea nu are încă soluții de rezolvare a acestei situații, însă speră ca până la începerea sezonului rece să achite o parte din datorie pentru a putea fi reluată alimentarea cu gaze naturale.